Și tot în județul Tulcea, 8 persoane au fost implicate aseară într-un grav accident rutier. 2 autoturisme s-au ciocnit violent la ieșirea din oraș pe drumul ce duce către satul Malcoci. Traficul în zona a fost complet blocat mai bine de o oră. Imaginile transmise de ISU Tulcea arată că unul dintre autoturisme a suferit avarii semnificative, fiind aproape complet distrus. 6 dintre persoanele implicate în accident au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea și o femeie însărcinată. 5 persoane se aflau într-unul dintre vehicule și încă 3 tineri cu vârste între 19 și 24 de ani în celălalt autoturism. Impactul dintre cele două mașini a fost atât de puternic încât una dintre ele s-a răsturnat. De altfel, după cum vă spuneam, imaginile transmise de ISU Tulcea arată că unul dintre autoturisme este aproape complet distrus. La locul accidentului s-au mobilizat rapid pompierii cu autospecială de stingere cu apă și spumă, dar și 2 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. 3 persoane au fost transportate de urgență la spital. Alte 3 victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului.